Tunisia a devenit una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, numărul rezervărilor din acest an fiind de 6 ori mai mare decât anul trecut. Fie că sunt atrași de plajele cu nisip sau de plimbările prin oazele din deșert, românii ajung în număr record în Tunisia în acest an. Amfiteatrul a fost construit de localnicii bogați pentru vânătoare de animale sălbatice. Aici, în arenă, în timpul dimineții, la prânz erau execuții publice ale condamnaților, iar seara, lupte cu gladiatori, ca divertisment. El Gem este unul dintre cele mai vizitate locuri în prezent, este inclus în patrimoniul UNESCO și este, în mod evident, foarte bine conservat. Amfiteatrul El Gem a fost și platou de filmare pentru secvențe din celebra peliculă Gladiatorul. One of the very popular excursion for a Romanian is the south excursion, visiting the south of the country, and the first stop will be this amphitheater of El Gem. As you can see, people can go to the arena, can go to the second floor, to the third floor, and they can have great photos of this great monument. Abia așteptam să vin aici pentru că am citit încă de acasă de când am plecat despre locul acesta plin de istorie și mi-am dorit să văd acest coloseum care l-asemănam cu cel din Roma și mi s-a părut chiar mai frumos și chiar am simțit trăile, să spunem așa, mai ales când am coborât în subteran și am văzut unde au fost ținuți sclavii. Saha. Noroc. Yeah, it's a mint tea prepared by the ladies here. So we are in the Berber house, Berber family, and the local hospitality is the mint tea and also traditional bread with olive oil and honey. So this is how we do it. You get the bread, you dig the honey and the olive oil. Really good. Very good. Yeah. Un alt loc care pare desprins din filme este Shotel Jerid, o mare întindere de sare, nisip și noroi, cea mai mare zonă salină a Saharei. De altfel, numele Shot este derivat din limba arabă și înseamnă lac sărat. The salt lake is 5,000 square kilometers, and when people come here, it doesn't matter what time of the day, it's always marvelous, it's always with the different light of the sun, give you different views. It's really amazing landscape. We stay on top of the salt, yes. And if we dug for a few centimeters, we get to the water. Cel mai frumos răsărit de soare ever. Am meritat să ne deșteptăm cu noaptea în cap. Am dormit puțin, suntem toți răgușiți. E o parte, dar priveliștea e minunată. Here we are in one of the holiest places in Tunisia. This one is the first mosque of North Africa. The first foundation dates back to 670 AD. So for Muslim, it's a very important site. That's why also is considered as fourth holy city for Muslims. After Mecca, Medina and Jerusalem. Moschia din Cairoan este cea mai veche așezare arabo-musulmană a Maghrebului și unul dintre principalele sale orașe sfinte. Capitală timp de 5 secole, acesta a fost locul care a cunoscut o dezvoltare remarcabilă a civilizației arabo-musulmane.